Pe strada asta din ce în ce mai aglomerat din muzica românească, categoric pe două benzi, s-a înscris de ceva vreme un vehicul foarte puternic, foarte îndrăzneț, care ocupă atât banda folk cât și banda de rock. Și este deja la al doilea model lansat pe piață. Este vorba de formația Zăduf. I-am lângă mine pe Andrei și pe Mișa. Andrei, hai să vorbim puțin despre Zăduf, ce înseamnă Zăduf la început de 2009. Cum se întâlnesc cele două benzi de care vorbeam, folk-ul și rock-ul. Și hai să ne convingem cu toții că merită cumpărat și ascultat de scântul vostru. Cum se îmbină folk-ul și rock-ul este simplu. Mișu, chitaristul, și cu Teddy, basistul, sunt cei care se ocupă de seara folk, frate. Iar noi ceilalți suntem cu rock-ul, fiind prieteni foarte buni, plecând împreună de mulți ani. Uite că se pot combina și astfel de lucruri. Este bine pentru că noi îmbinăm frumusețea versurilor de la folk cu ritmurile rock, cu armoniile de la rock, și așa este produsul Zăduf. Adică versuri inteligente și muzică bună.